Bună seara, dragilor! Bine v-am regăsit la Ego Life. Iată o nouă serie de emisiuni în noul an 2023. Și pentru că suntem la începutul anului, presupun că vreți să știți mai multe despre ce are să ne aducă acest an. Și atunci am invitat-o pe Luminița Ristea, care este astrolog. Și iată, m-am și încălțat ca atare cu steluțe. Am steluțe în picioare, pentru că m-am gândit că dacă tot o să vorbim în seara asta despre stele, astre, zodia, iară că este foarte importantă, atunci, iată-mă, draga mea, m-am îmbrăcat ca atare ca să te primesc aici în platou cu gândurile bune, cu gânduri bune în noul an. Dana, draga mea, mă bucur foarte mult că sunt aici alături de tine, dar tu nu ai numai 8 steluțe. Tu ai pe întreaga roche, ai constelații de steluțe. Ai dreptate, ai dreptate. Uite, la asta nu m-am gândit. Sincer, chiar vreau să-ți spun că dacă tot ai vorbit despre acum despre constelație, uite, am avut aici invitată și pe Laura Ghiță, prietena ta cu care colaborezi și faceți niște lucruri foarte frumoase. Da. O legătură între constelațiile familiale și astrologia. Da. Așa este. Poți să-mi spui, apropo de asta, pentru că multă lume zice, domnule, ce să... Există vorba aia, să crezi în steaua ta. Dar parcă oamenii nu mai sunt așa de... nu mai au atâta credință în ei. Ce zici despre... Nu știu ce să spun. Astea. Sunt oameni și oameni. Da. Dacă revenim acum sau facem o legătură cu astrologia, anul 2020 a însemnat un an de bornă, ca să spun așa, un an de trecere. 2020? Da, 2020, într-o nouă eră. De ce? Fiindcă la nivel astral au avut loc trei mari evenimente astrale, trei mari conjuncții în care au fost implicate Saturn, Jupiter și Pluto. Și au fost niște conjuncții planetare care au venit peste noi oamenii de aici, de pe Pământ, și efectiv ne-au schimbat felul de a vedea lucrurile, de a gândi. De fapt, se spune, Hermes Trismegistus spunea în antichitate, ce e sus e și jos și ce e jos e și sus. Aceste influențe astrale, practic, au venit în acest context care s-a creat la nivel de umanitate ca să putem să ne schimbăm. Să putem să facem lucrurile altfel, fiindcă probabil că altfel eram pe un alt drum fără întoarcere. Păi, stai puțin, și ți se pare că suntem pe drumul cel bun, da, vis-a-vis de umanitate? Mi se pare că suntem pe un alt drum. Pe un alt drum, pe un alt drum. Pe un drum mai bun. Exact. Acum acest drum ni-l croim noi. Da. Și depinde, de asta am și spus, sunt oameni și oameni. Sunt unii oameni care încă sunt în evul mediu, și care cred în vrăjitoare, care vin și spun că religia pedepsește astrologii și că nu este bine să faci acest lucru, și sunt oameni care vin la constelații, care beneficiază de acest instrument, care, să fim serioși, e mult mai vechi decât religia, este de peste 5.000 de ani, dar are originea în Mesopotamia, în vremurile străvechi, când oamenii de fapt erau conectați la natură. Asta este originea astrologiei. Oamenii conectați la stele, conectați la ciclurile naturii și la viața lor. Ceea ce, din păcate, noi ne-am cam deconectat și cred că acum ne resetăm și intervine practic o nouă schimbare și o nouă abordare, astfel încât să avem o nouă reconectare la natură. Am înțeles. Deci, practic, noi ne-am distanțat de natură, exact. Dar acum cumva bâșbâim așa și încercăm acum să bâșbâim. Ne... Și chiar o să vezi că anul acesta care așa este în fața noastră și care să ne bucurăm că trăim și în aceste vremuri. Eu chiar am și spus, suntem niște fericiți, fiindcă apucăm niște vremuri, trăim în niște vremuri pe care alții nu le trăiesc. Au avut loc aceste conjuncții planetare și în anul trecut, în anul 2022, a mai avut loc o altă conjuncție planetară între Jupiter și Neptun, care nu s-a mai întâmplat decât acum peste 200 de ani. Deci sunt evenimente astrale pe care unii oameni nu le trăiesc niciodată în viață și noi le trăim toți pe toate aceste evenimente odată. Dar faptul că le trăim, ele ce ne aduc? Ne aduc semne bune sau semne mai puțin orice bune? Orice conjuncție înseamnă un nou început. Am înțeles.
Da? O conjuncție înseamnă planetele sunt una în brațele celeilalte, da? Sunt la același grad. Da? Și atunci este acea perioadă, de acel moment de start. De start, exact. Cum o să continue? Fiindcă orice conjuncție, ți-am spus, unele din aceste conjuncții au o periodicitate, un ciclu de 800 de ani, altele de 200 de ani, altele de 500 de ani. Deci îți dai seama noi ce șansă am avut aici pe Pământ să trăim aceste momente care s-au întâmplat acum 800 sau acum 500 sau acum 200 de ani. Deci și este un moment de început. Șansa ni s-a oferit. Șansa, da? Ni s-a oferit și cred că avem, părerea mea este că avem și o responsabilitate. Fiindcă noi suntem cei care setăm acest început. Păi aia e, asta vreau să spun, că șansa ni s-a oferit, adică astrele s-au aliniat, Da. Dar nu știu dacă noi ca umanitate am fost pregătiți să înțelegem lucrurile acestea. Să-i zic ce spuneai tu și tu, că mulți dintre astrologi încă sunt văzuți ca ceva, că se lucrează cu... Da, cu lucruri ascunse, că sunteți vrăjitori, alții spun că sunteți escroci, adică fiecare, presupun că oamenii care gândesc așa au așa o teamă de necunoscut, nu? Deci au o teamă să se cunoască pe ei. Aha. Au o teamă de ei, de a încerca să facă un pas înainte și să vadă, hai să vedem, mă duc la astrolog și văd ce informații primesc, fiindcă eu de fapt lucrez cu astrologia ca un instrument de dezvoltare personală. Da. Astrologia nu a fost creată pentru predicții, fiindcă toată lumea, toți sunt înfricoșați de predicții. Vin și la mine clienți și spun, mie mi-este frică ce o să spuneți, ce o să se întâmple sau... Și spun lucrul acesta. Astrologia nu este creată pentru predicții, astrologia este pentru cunoaștere, pentru dezvoltare personală. Harta, de fapt, este acel ansamblu de simboluri care ne arată cum, cadrul în care noi funcționăm și cum funcționăm, care sunt tiparele, care sunt blocajele, da? Care sunt lucrurile care ne pot limita, ce lucruri ne pot ajuta, care este sensul nostru de destin. Deci avem atât de multe informații care sunt încapsulate acolo în acea mandală și mai e ceva care eu am învățat și acest lucru și în clipa în care l-am înțeles, cred că m-am mai eliberat și totul a fost mult mai ușor. Faptul că acea astrogramă, tu ai văzut cum arată, e acel cerc concentric, practic ne stabilește într-un cadru, într-un context. Deci noi nu ieșim din afara acelui cerc. Noi avem niște teme în acel cerc, al cerc zodiacal. Și în clipa în care noi acceptăm acest lucru, atunci intervine eliberarea noastră. E bine să ne ținem ancorați de trecut, că mulți spun, știi, uite, sunt și tot felul de... din altă cultură și alte religii, budiștii, hinduși, ei spun lucrul acesta că nu trebuie să te ții ancorat în trecut, că nu trebuie să te intereseze viitorul, că trebuie să trăiești numai în prezent, ei cred și în reîncarnări. Ce spun astrele și astrologii despre deci conceptul există acesta? Există și o astrologie karmică. În hartă vedem foarte multe aspecte. Eu cred în reîncarnare. Acum, la consultații, când vine o persoană, eu întreb, credeți în reîncarnare sau nu credeți? Fiindcă nu toată lumea este obligată să creadă în reîncarnare, fiindcă nu s-a dovedit nimic. Exact. Da? Este viața dincolo de moarte sau călătoriile acestea care au fost făcute, dar nimeni nu poate să bage mâna în foc sau să spună da, asta se întâmplă sau asta este adevărat sau nu. Este vorba de acel sistem de credință personal pe care îl avem fiecare, dar indiferent că credem în reîncarnare sau nu credem în reîncarnare, dacă nu credem în reîncarnare, ne ducem pe linia aceasta de strămoși, apropo de constelațiile de familie, da? Da. Ne ducem pe moștenirea de familie, pe tradițiile din familie, pe ce am moștenit. Și atunci aici se poate face legătura cu constelațiile și cu astrologia. Și avem tipare, avem lucruri, nu? Pe care le moștenim și aceste lucruri într-adevăr își pun amprenta în viața noastră. Și practic eu dacă merg la astrolog, el ce poate să-mi spună? Deci dacă vii la mine, da, ce? Eu decât pot ca să spun cum care este modul meu de abordare, ne conectăm la hartă, ne conectăm și chiar dacă nu înțelegi, nu știi semnele zodiacale, nu înțelegi care sunt casele astrologice, este foarte importantă și această conectare la nivel de vizual. Contează foarte, foarte mult. Și intrăm în acea hartă și începem să explicăm acele simboluri.
Și explicând acele simboluri, încerc să îți spun, hai să vedem, Dana, cum, care este eu-ul tău, care este ego-ul tău, care este viața ta interioară, care, cum îți exprimi tu emoțiile, cum comunici, cum relaționezi. Dar acest lucru, nu, din cauza asta, se face acest dialog acum, că înainte se scriau, dacă ții minte, știu, astrologii da. Scriau făceau și trimiteau acest raport. Trimiteau, da. Nu se mai face, fiindcă vezi și au evoluat toate, a evoluat lumea, am evoluat și noi, a intervenit și componenta aceasta psihologică, da? Și atunci are loc această întâlnire. Eu fac întâlnirile numai pe Zoom, față în față cu persoana, cu consultantul, și atunci stăm de vorbă și validăm, fiindcă astrologia îți oferă foarte multe opțiuni. Spre exemplu, o casă astrologică are foarte multe înțelesuri, sau manifestarea unei zodii, da? Unei zodii sau unei planete. Sunt foarte multe domenii și atunci noi validăm care este stadiul la care te afli. Poate nu-ți mai manifeste un aspect tensionat din hartă și chiar câteodată am, spre exemplu, o cuadratură, un aspect tensionat și spun, uite aici, zice, da, am avut acest aspect, dar nu-l mai am, că am lucrat cu el. Deci e foarte, foarte interesant de văzut și de discutat cu fiecare persoană în parte punctual. Da, știi, chiar mă gândeam că, apropo de zodii, eu, de exemplu, sunt în zodia vărsătorului, la început, și cumva simt că sunt vărsător, pentru că am elementele acelea de personalitate ale vărsătorului, le am și îmi place că le am, adică simt că sunt vărsător. Dar deci te simți bine în pielea ta. Mă simt bine în pielea mea, da. Tocmai de aceea, de exemplu, nici nu știu, se spune că trebuie să știi care este ascendentul tău, da, după o anumită vârstă, nici măcar nu vreau să știu ce ascendent am, pentru că mă simt atât de bine ca vărsător, încât nu vreau să mi se spulbere, știi? Da, dar ascendentul îți dă o altă informație. Aha. Fiindcă vărsătorul, vezi, reprezintă ego-ul tău, sinele tău, modul cum îți conduci viața, este soarele tău. Ce, aha, face soarele? Strălucește. Da. Deci, practic, cu vărsătorul tu arăți tuturor cum strălucești în viață. Și ascendentul ce face? Ascendentul reprezintă fereastra prin care tu vezi lumea, modul în care tu relaționezi cu ceilalți, vitalitatea ta, modul în care începi noile proiecte. Deci din cauza asta trebuie ca să știi și ascendentul. M-ai convins, da, acum, pentru că mai puțin și o să vină și ziua mea de naștere. Uite, o să te rog pe tine să-mi faci astrograma. Te aștept și... cu drag. Da, 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 uite. Să asta intrăm chiar... în această magie, exact, și în profunzimea, da, a ceea ce sunt, exact, eu. O să afli niște informații conectată fascinante. Conectată la stele. Da. Apropo de zodii... ce spuneai tu, că este bine să stai și să discuți cu fiecare om în parte, pentru că dacă stăm să ne gândim, toată lumea, dacă deschid orice ziar, orice, da, revistă sau pe internet, da, și găsesc o mie și horoscopul, una de horoscop, da? Da, horoscop gândit, azi ai bani, mâine te desparți, poi mâine găsești un iubit, răzi, poi mâine nu știu ce, și stau și mă gândesc, zic, dom'le, dar noi cu toții suntem unici, da, suntem diferiți, chiar dacă trăim în aceleași, adică avem aceeași zodie, da, totuși ce e scris acolo poate nu e pentru mine, poate, da, pentru altul sau poate pentru niciunul. Și atunci am să te rog pe tine să-mi spui după ce trebuie să ne, ce trebuie să căutăm, ce trebuie să urmărim la zodia noastră, astfel încât într-adevăr ea să ne vorbească nouă, adică mie, de exemplu, da, să-mi vorbească. E foarte simplu. Horoscopul reprezintă, cred că 1% din ceea ce reprezintă astrologia. Horoscopul este pentru divertisment. Îmi pare rău că asta ai spus. Îmi pare rău că te întristez, dar nu horoscopul, mă întristez deloc, eu nu mă uit, da, la horoscop. Horoscopul este pentru divertisment. Horoscopul a fost o formă, cred că, creată astfel încât astrologia să devină mai populară. Da. Acum, pe de o parte, a adus astrologia, să spun așa, în ochii tuturor. Da. Încă dacă întrebi, nu cred că există o persoană care să nu știe care este zodia lui, dar în același timp a limitat. Vezi, e efectul de bumerang. Da. A limitat accesul persoanelor, celor care într-adevăr vor să se înțeleagă, să vină la astrolog. Fiindcă horoscopul este făcut, și eu fac horoscop pe canalul meu de YouTube, el reprezintă astrolog luminițaristă. Da, el este făcut, și le spun oamenilor de fiecare dată ca să înțeleagă, el este făcut pe energii la nivel arhetipal. Așa cum ai spus tu, eu sunt vărsător. Vărsătorul este un arhetip. Zodia Pești, zodia mea, este un arhetip. Deci sunt niște energii arhetipale care sunt la nivel general, dar de la acest nivel general până la nivelul meu, luminița care sunt unică, Dana care este unică și fiecare din noi suntem persoane unice,
este o foarte mare diferență. Și atunci, ce recomand? Într-adevăr, sunt consumator de horoscop, care îmi scriu și mie. Beau cafeaua cu dumneavoastră și mă uit la horoscop. Foarte bine, asta este. Dacă oamenilor le face bine acest lucru și câteodată se mai nimerește, fiindcă probabil că acea energie este în energia lor, este ok. Dar dacă tu vrei să faci un pas înainte, dacă vrei să faci un pas înainte spre evoluție, vii la astrolog și lucrezi pe harta ta, sau am persoane care sunt autodidacte și și-au făcut harta, se uită la, sunt foarte multe materiale acum pe internet legate de astrologie. Și atunci eu prezint în horoscopul meu, prezint o parte de introducere în care prezint aspectele din săptămână cu grade, cu oră, astfel încât ei să poată să se uite și ce pot să facă? Să suprapună acel aspect pe harta lor și să vadă care ar fi influența. Deci se poate lucra și individual. Dar sfânt este devenit la astrolog. Da. Păi apropo de zodii, totuși și noi suntem o emisiune de entertainment, da? De divertisment, da. Deși ne place foarte mult ideea de a discuta pe informații și uite, de aceea am invitați ca și tine, pentru că sunteți specialiști în domeniu și vreau să intrăm puțin în profunzimea subiectului, dar eu știu că te-ai pregătit acolo cu, cu zodiile. Suntem în acest an nou, 2023, și am dorit cu toții să știm dacă este un an mai bun, dacă ce ne prevestește acest an. Da, este un an foarte interesant, acest an 2023. Eu l-am numit, analizându-l, ca fiind un an de tranziție. Adică este un an de trecere de la perioada aceasta din anii 2020 pentru perioada care va urma după anul 2024-2025. De ce? Anul acesta, dacă ne uităm la energia anului, o să fie un an cu energie predominantă de apă și de pământ. Adică energia de pământ ce ne dă? Ne dă foarte multă stabilitate, ne dă foarte multă împământare, ne va face să fim foarte practici, foarte pragmatici în tot ceea ce facem și în același timp energia apei vine și cu emoție, vine cu intuiție și vine cu această aplecare către spiritualitate, către tot ceea ce ține de zona aceasta mai ezoterică. Deci, practic, avem această îmbinare. Pământul și apa sunt în astrologie două elemente yin, două elemente feminine. Începând din anul 2024-2025, planetele sociale și planetele transpersonale, vorbim de Jupiter, de Saturn și celelalte trei planete transpersonale, Neptun, Uranus și Pluto, vor intra pe vibrație yang, adică foc și aer, ceea ce va însemna focul multă pasiune, multă energie și aer foarte multă comunicare. Deci se face o schimbare. Uh-huh. Și acest an 2023 este acest an care stă, să spun așa, face această tranziție către această schimbare. Și știi cum e, orice an de tranziție poate să fie un an mai ușor, da, dar în același timp poate să fie și un an mai complicat, fiindcă da, deja începem, simțim că lucrurile se schimbă și sunt sigură că vor fi multe schimbări și în acest an, chiar dacă nu mai avem conjuncții planetare majore. Deci nu mai avem, cum am avut în anul 2020, cum am avut în anul trecut, în anul 2022, nu avem așa ceva, dar toate planetele personale retrogradează în acest an, 2023, adică atât Mercur, cât și Marte, cât și Venus. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă? Înseamnă că ne va da timp suplimentar să regândim, să revizuim tot ceea ce ține de gândire, de comunicare, vorbind despre Marte, de acțiune, tot ceea ce ține. Adică vrei să spui că ar trebui în anul acesta să stăm puțin pe loc, să da, mai reflectăm și să nu ne mai agităm? Gândește-te că acum, mai, la data aceasta la care ne-am întâlnit, avem două planete retrograde. Este și Marte retrograd și Mercur retrograd. Deci acest an 2023 începe într-o vibrație lentă. Adică ne spune, stați, mai luați-vă vacanță, nu vă grăbiți să începeți munca, mai stați puțin, mai relaxați-vă, fiindcă urmează un an solicitant. Aha. Da? Deci iată, mai aveți timp să stați liniștiți, da? Și să nu vă agitați. Și așa, recomandarea mea este aproximativ până în jur de data de 18 ianuarie, când va ieși și Mercur din retrogradare pe 12 ianuarie.
iese marte pe 18 ianuarie. Deci până pe 18-20, da. Așa, sau chiar ianuarie. Sau chiar dacă mergem la servici sau lucrăm, să nu ne luăm prea în serios, să o luăm așa încet, 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 fiindcă există încă riscul de erori, suntem încă cu mintea în toate părțile împrăștiați, încă nu suntem nu există foarte mare claritate. Deci când suntem în perioadele acestea de retrogradare, nu avem foarte mare claritate, fiindcă încercăm să clarificăm, încercăm să înțelegem niște lucruri și atunci căutăm. Și căutând, îți dai seama, ne împrăștiem în mai multe părți și putem să pierdem focus. Adică nu putem să fim concentrați, nu putem să fim foarte atenți pe temele pe care le avem. Așa încât randamentul până pe 18 ianuarie cred că o să fie destul de slab, okay, inclusiv deci, la servici. Am înțeles. Deci o luăm așa cătinel, ușurel, ne relaxăm și e bine să intrăm în anul acesta cu pași mici, dar exact, siguri. Exact, exact. Bravo, ok. Păi atunci haideți să vedem, totuși revenind la zodii, da. ce ne oferă fiecare zodie, așa cum ai spus tu, luat aproximativ. Foarte, foarte, foarte pe scurt așa. Hai să vedem. Hai să vedem. Începem cu zodia berbec. Pentru berbeci avem de fapt, la modul general, avem patru zodii care vor fi, să spun așa, impactate în zona aceasta de destin. E vorba de zodia Taur și Scorpion, fiindcă sensul de destin în acest și în acest an, în anul 2023, până pe 12 iulie, va fi pe axa Taur-Scorpion. Deci atunci când sensul de destin, axa de destin este pe această axă, înseamnă că Taurii și Scorpionii vor fi foarte impactați, în special Scorpionii, deoarece acolo este nodul sud. Nodul sud este zona aceasta de vindecarea trecutului, da, de rezolvare a unor lucruri din trecut. Ei trebuie să-și rezolve problemele emoționale, sentimentale. Să elibereze, da. Unde avem și unde avem Scorpionul în hartă este acea zonă de eliberare și după 12 iulie avem un an de schimbare a axei de destin. Se schimbă axa de destin de pe axa Taur-Scorpion pe axa Berbec-Balanță. Deci intră berbecii și balanțele în lumina reflectoarelor. Și atunci berbecul o să avem nodul nord în berbec și în balanță o să avem nodul sud, deci balanțele vor fi mai provocate. Locul unde este nodul sud și în tranzit și în harta natală este cel mai sensibil loc din harta noastră. Așa încât berbecii, pentru berbeci, pentru tauri, pentru scorpioni și pentru balanțe, putem spune că este un an de destin, da? Un an în care vor fi, să spun așa, foarte impactați în această zonă de destin. Ce înseamnă destinul? Să ne gândim la cauză și efect, să ne gândim la ce culegi aia semeni, ce semene aia culegi. Da. E retrograd Mercur și așa, da. Deci asta înseamnă că trebuie să ne reglăm niște lucruri karmice, nodurile în tranzit sunt la nivel colectiv, da, o să ne afecteze pe toți, fiindcă noi toți avem în hartă una din aceste patru zodii, dar în același timp individual pe cei care au marcaj, au planete, au unghiuri, au noduri în aceste, în aceste zone. Complicat. E foarte complicat, într-adevăr. Deci dacă revenim la berbeci, deci este un an cu noi începuturi, un an de destin, așa cum am spus. Berbecii vor putea să finalizeze niște proiecte pe care le-au lăsat nefinalizate în anul anterior și în același timp trebuie să fie foarte atenți la deciziile pe care le iau în acest an. Cel mai activat sector, o să prezint pentru fiecare zodie, cel mai activat sector este sectorul unde este zodia Taur. De ce? Fiindcă până în 12 iulie aici este nodul nord, unde este zodia Taur, fiindcă aici o să aibă loc și o retrogradare a lui Mercur tot în Taur, aici o să aibă loc pe axa aceasta Taur-Scorpion două eclipse și în același timp o să intre și Jupiter în Taur. Deci zona aceasta o să fie... Trafic! Trafic puternic pe Taur și Taurul e puternic. Așa este. Poate să le ducă. Și pentru fiecare zodie în parte, zona unde este zodia Taur, casa astrologică, domeniul astrologic, o să fie acel domeniu în care o să fie toate reflectoarele puse și este foarte important de reținut. Deci pentru berbeci e un sector foarte interesant, vorbim de bani. Ai zis începem bine, nu? Magic. Începem bine. Da, domeniul banilor,
banii pe care îi câștigă din munca pe care o depun, resursele personale. Bravo lor! Așa, plus atenție și stima de sine. Deci tot ceea ce ține de valoarea personală și stima de sine. Păi dacă faci bani, ai și stima de sine. Așa este. Acum, cu nodul nord în Taur, îți dai seama, nodul nord reprezintă o zonă benefică, da? O zonă de ajutor pentru ei. Și nodul nord, la fel, o să-i lumineze, o să le arate berbecilor cum să-și exploateze mai bine resursele, cum să-și exploateze mai bine talentele, astfel încât să poată să câștige bani, nu? În anul acesta. După aceea, în perioada 21 aprilie, 15 mai, Mercur va retrograda în Taur, deci trebuie să fii atenți, fiindcă s-ar putea să fie o serie de blocaje legate de banii pe care îi primesc și efectiv sume de bani care sunt în trafic și nu se încasează, o serie de frustrări pe zona banilor. Vor mai avea loc și niște eclipse, dar din 16 mai, că asta este foarte important, aici va intra în Taur Jupiter. Și Jupiter știi cine este, nu? Marele benefic. Deci da, Jupiter este planetă. Intră așa pentru toate zodiile. Intră pentru toate zodiile. Că berbecii, da, ăștia o să facă bani, intră dar pentru totuși toate zodiile, restul, da. Exact, ce este important, Jupiter va sta în Taur un an de zile. Și este foarte important de reținut faptul, și asta este valabil pentru toate zodiile, ca să punctez. Jupiter expansionează. Jupiter, acolo unde pune mâna, știi cum era cu regele Midas din mitologie, punea mâna și se transforma în aur totul, dar dacă pui mâna pe mâncare și se transformă în aur, nu poți să o mănânci, nu? Normal. Deci trebuie ca să fim foarte atenți cu acest Jupiter, fiindcă Jupiter poate să dea excese, dar în ambele direcții. Adică, atenție la berbeci. Deci, berbecii, dacă sunt în expansiune, dacă știu ce au de făcut, dacă sunt la un loc de muncă unde sunt ok, unde câștigă bani, unde sunt în ascensiune, va veni Jupiter și va zice mai mult, meritați mai mult, haideți să câștigați și mai mulți bani. Da, și dacă, poți să dai în altele, dacă în sunt, lăcomie, în nu, nebunie. Dar dacă sunt într-o perioadă, dacă sunt într-o perioadă în care nu prea știu încotro să meargă, dacă sunt într-o perioadă în care nu le merge bine, sunt nemulțumiți, Jupiter poate să accentueze această nemulțumire, adică și să le meargă să mai rău. Adică în depresie, exact, sau exact. Am înțeles. Deci aici mare, mare atenție. Da, deci și începând din 12 iulie, axa nodurilor se va schimba pe axa pe berbec balanță și atunci ei vor avea o altă temă importantă legată de relații. Da? Fiindcă nodul nord va fi în berbec, va fi la ei acasă, iar nodul sud va fi în balanță. Și ce mai important pentru berbeci, din 12 iulie, axa nodurilor se va schimba pe casele 1-7, deci ei vor avea de lucru cu ei, cu personalitatea lor și vor avea de lucrat și cu partenerilor. Deci o zonă sensibilă, zona de parteneriat. Și hai să vedem o carte, da, oracol. Deci ai venit, stai puțin, venit, deci ai venit cu trei cutiuțe aici. A venit cu trei cutiuțe. Fiecare simbolizează ce? Sunt cărți oracol, aici este un tarot special de la Ciro Marchetti. Așa. Și în funcție de cum sunt inspirată, da, extrag câte o carte și aceasta este Heal Yourself, să te vindeci. Și din acest set voi extrage câte o carte pentru fiecare zodie. Să vedem un mesaj pentru acest an, pentru fiecare zodie. Hai să vedem pentru zodia berbec care este mesajul. Și mesajul pentru zodia berbec este mândrie. Păi deci, este exact ce spuneai, că ar putea să meargă la extreme. Da, da, deci berbecii să fie atenți. Trebuie să-și tempereze mândria. Da, să-și tempereze mândria și în același timp este o carte și a valorii personale, fiindcă am spus că ei vor fi foarte concentrați, focalizați pe zona aceasta de valoare personală. Da? Da. Să vadă care este valoarea lor personală și să facă diferența între a fi mândru și a avea valoare. A ține la valoarea ta. Wow, la valoarea ce tare! Lor. Hai să vedem taurii, da? Ia să vedem. Taurii. Avem aici deci, producătoarea Simona e taur, da? Hai să vedem cu taurii. La fel și pentru tauri este un an de destin. În același timp este un an de finalizare. Ei au fost, să spun așa, niște favorizați ai sorții de un an de zile. Și practic ei vor încheia în acest an până în 12 iulie ce au început
acum un an și sectorul pentru Taur cel mai activat este legat de casa întâi, acolo unde este zodia lor, în ceea ce privește identitatea lor, personalitatea lor și vitalitatea. Deci ține foarte mult și de energia și de corpul lor fizic. Deci trebuie să se concentreze pe sănătate? Da, pe sănătate. Uh-huh. Nu neapărat pe sănătate, fiindcă casa întâi nu reprezintă neapărat sănătate. E vorba de vitalitate, este de această echilibrare emoțional, la nivel emoțional, uh-huh, între corpul fizic, între corpul mental, între corpul spiritual, uh-huh, da, între corpul emoțional, să își găsească această stare de echilibru. E foarte important. Și marele benefic Jupiter va tranzita și el va veni acasă la Taur, deci bineînțeles din 16 mai taurii vor fi din nou favorizați și practic atmosfera cu Jupiter se mai relaxează, vor beneficia de mai mult optimism, de mai multă bucurie și este momentul, zic eu, acum pentru Taur să strălucească. Da, să se afirme. Deci este un an în care pot să iasă în față, pot să se afirme și să aibă mai multă inspirație, proiecte noi, da, dacă au proiecte noi în minte, să aibă curaj ca să le manifeste. De asemenea, axa nodurilor se va schimba și la ei în 12 iulie pe axa balanță berbec. Și pentru ei va fi o perioadă, această perioadă după 12 iulie, puțin mai sensibilă, fiindcă vor trebui taurii să fie mai conectați la tot ceea ce ține de lumea aceasta spirituală, da? Să-și găsească conectarea lor cu intuiția, să mai facă ordine acolo cu scheletele din dulap pe care le au, probleme karmice care pot, da, ca să vină să le mai rezolve, dar este bine să-și ia timpul lor, să se relaxeze. Dacă sunt puțin mai obosiți, să doarmă, să-și aloce timp ca să se odihnească și să fie atenți la proiectele pe care le lansează. Adică să nu se grăbească să lanseze, mm-hmm, proiecte decât atunci când ele sunt ok, sunt lucrate ok. Hai să vedem o carte. Cartea, da. Hai să vedem o carte pentru Tauri. Pentru Tauri, ia, da, să vedem. Trebuie să ai un har anume, nu? Dar ai zis că trebuie să simți. Da, acum depinde fiecare cum este conectat. Eu iubesc foarte mult cărțile și sunt foarte conectată la energia lor și simt așa că au sens. Uite, Taurii sunt cu iubire în acest an. Acum ei sunt, ce cartea este iubire. Da, este o carte de conectare cu exact persoanele spune, iubite. Că, da, ei trebuie să se conecteze spiritual, exact, și să aibă un echilibru guvernatorul emoțional. Taurului este Venus, da, care este și zeița iubirii. N-am mai spus că Venus retrogradează. Nu mai spun. Nu asta. Vrem să știm. Mai... Ce înseamnă asta că Venus retrogradează? Venus nu va... să mai avem parte de iubire? Venus va retrograda, dar în vară. Deci mai este până atunci. Poate mai vorbim despre, okay, Venus retrogradă. Vorbim atunci când o să fie momentul, da? Ca să nu ne întristăm. Nu vrem să ne întristăm. Avem nevoie de iubire, exact. Adică cred că toată lumea are nevoie, așa, de mult este, mai multă iubire. Nu este chiar de întristare, este o perioadă în care avem timpul necesar să reevaluăm tot ceea ce ține de relații și de zona financiară. A, deci să facem curățenie, așa să puțin. Să facem curățenie, da. A, mai bine. E până atunci. Asta eu zic că acum suntem la decât început să de an. La nesfârșit, da, în relații de-astea așa, care nu mai au sens. Așa este. Mai bine, nu? Retrogradează Venus și ne dă un șut în oricum direcția Marte care trebuie. Retrograd în Gemeni a făcut o curățenie, probabil că o să urmeze și a doua curățenie, dar în vară. Hai să vedem Gemenii. Pentru Gemenii este un an de tranziție acest an. Sectorul cel mai afectat pentru Gemenii este sectorul legat de casa 12, adică legat de dialogul interior cu ei, este legat de zona aceasta karmică, casa 12, am spus că este o casă karmică, practicile spirituale, e recomandat Gemenilor să se conecteze la tot ceea ce ține de zona aceasta ezoterică, de practicile ezoterice, este important pentru ei să-și vindece rănile karmice și aceste, să fie în contact cu subconștientul. Jupiter în Taur va veni tot aici, tot în casa a 12-a. Ce poate să aducă Gemenilor, care ei sunt o zodie mentală? Poate să le aducă acele momente de iluminare, de wow, să înțeleagă lucrurile altfel, wow,
să aibă acces la, la informații, exact, cu totul și cu totul altfel. Vor face și ei curățenie în, și fizic în casa lor, și mental, și, și în mintea lor. Poate să fie o perioadă în care vor, vor visa foarte mult, vor fi foarte, va expansiona subconștientul lor. Și pot să, să practice, spre exemplu, Reiki, acupunctură, să vină la astrolog, astrologie, divinație, numerologie, feng shui. Deci toate aceste lucruri îi, voi îi vor ajuta pe, pe gemeni. Și din 12 iulie se schimbă axa de destin. Așa, deci pentru gemeni, din 12 iulie axa de destin se va schimba pe axa caselor 5-11, deci ei vor ieși din casa 12-a și ce vor face, se vor duce să se întâlnească cu prietenii, cu grupurile din care fac parte, se vor afirma în comunitate. Deci vor ieși la lumină, ca să spun așa. Deci un an de comunicare și pentru ei ceea ce le place gemenilor. Și hai să vedem mesajul pentru gemeni. Mesajul pentru gemeni este... copilul interior. Doamne, da. Deci Dumnezeule! Trebuie... Apropo de gemeni, deci, știi că el este zodia gemeni, se numește copilul etern, etern, puierus etern. Deci este arhetipul lui Peter Pan, gemenii. Wow. Da, așa că... Da, uite cum ai scos această carte cu copilul din tine, copilul etern, faptul că ai spus că ei trebuie să intre... Exact. Să-și trezească subconștientul, să lucreze, să lucreze cu ei, de fapt cu copilul din tine. Exact. Pentru că noi avem acel copil din noi care a visat, care a avut dorințe și cumva la și copilul ajungem acesta să... vine cu toată informația aceasta ancestrală pe care noi o Pe care noi până la urmă o moștenim, dar de fapt o excludem atunci când devenim adulți. Exact. Ne încărcăm cu alte probleme și uităm de vocea asta micuță care e în interiorul nostru. Este vocea copilului. Așa, bun, hai să vedem răcușorii. Pentru răcușori, anul acesta 2023 este un an de consolidare, în care vor pune mai mult accentul pe socializarea, pe relaționarea cu ceilalți. Adică zona aceasta de Taur va fi marcajul acesta legat de relaționare, de socializare și în același timp să înceapă să se gândească la diferite planuri de viitor. Jupiter va tranzita și el zodia Taur și vom avea aici o activitate, o expansiune, vor fi foarte ocupați și agenda lor va fi foarte, foarte plină cu activități. Să sperăm că nu dau cu trei pași în urmă, așa cum fac ei de obicei. Așa este, așa este. Sau să se ascundă în carapacea lor. Ar fi bine să iasă afară, să iasă deci, în exterior și să relaționeze cu celălalt, fiindcă acesta este contextul astral. Contează foarte mult să fim în ton cu acest context astral. Și din 12 iulie axa lor de destin se va muta pe axa caselor 4-10, adică vin teme de destin legate de familie versus carieră. Deci vor avea o serie de provocări. Da, adică probabil schimbări în carieră care în același timp implică schimbări în statusul familial, adică trebuie să se mute, trebuie să se relocheze, trebuie să plece de acasă, din familie sau trebuie să-și legalizeze o relație. Deci sunt multe teme care o să-i provoace pe raj, dar cam asta este, ca să spun așa, este tema racilor, fiindcă dacă vorbim despre zodia rac, racul ne conectează cu familia și cu casa și cu zona aceasta locativă. Da. Și mesajul pentru raci, ia să vedem ce mesaj avem pentru raci. Mesajul pentru raci este pasărea Phoenix renaște. Deci, practic, incredibil. Pentru ei, da, este vorba de o schimbare. Da. Ei trebuie să... Și de acel curaj, ce spuneai tu, să iasă în lume, să iasă din găoacea lor și să se exprime. Exact. Despre asta este vorba, să aibă acest curaj și să renască un alt fel de rac în acest an. Și să vedem lei, la fel, avem un an de finalizare și pentru ei, fiind pe axa de destin cu taurii și cu scorpionii, fiind în
tensiune, bineînțeles, vor avea și ei teme de destin de rezolvat. Pentru lei avem zona aceasta de carieră, zona aceasta de vizibilitate publică, tot ce ține de vocație, de afirmare în public, tot ce ține de faimă, de recunoaștere, relațiile acestea cu persoanele importante din viața lor, cu persoanele influente, pot să fie unul din părinți sau în același timp persoane influente de la muncă, un șef, o autoritate care să-i ajute. Bineînțeles, cu Jupiter aici, în casa aceasta a carierei, îi va ajuta, o să fie acel dram de noroc, da, acea, să zic așa, cale deschisă către noi oportunități în carieră, noi modalități de afirmare, dar bineînțeles dacă și ei sunt pregătiți, așa, da, cum am spus cu Jupiter, dacă sunt pregătiți să prindă aceste oportunități, vor beneficia din plin. Și în același timp, axa de destin, pe axa berbec, balanță, se va schimba și ea, se va schimba pe zona aceasta a caselor de comunicare, casele 3-9, vin teme legate de călătorii, spre exemplu călătorii pe distanțe scurte versus călătorii pe distanțe lungi. De asemenea, relațiile pe care le au cu persoane din străinătate versus relațiile pe care le au cu persoanele apropiate din viața lor, de exemplu cu frații, cu surorile, cu vecinii, cu prietenii. Deci vor relaționa foarte mult, vor fi într-o agitație, ca să spun așa, legată de zona asta de comunicare, relaționare și socializare cu ceilalți, dar cu focus pe carieră. Deci acesta este domeniul lor important. Și să vedem mesajul, frumusețe, ia uite, apropo de lei, știi că lei întotdeauna, ei sunt cei mai frumoși, da, ei sunt cei mai deștepți. Animalul, da, este, da, vorba aia, șeful junglei. Deci o să conteze pentru ei foarte mult să fie, să se prezinte bine. Remarcați. Și să fie remarcați, exact, da. Frumusețe. Frumusețe. Okay? Super. Ai văzut? Super. Da, îmi place că îți place și ție, da, 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 când le nimerești așa foarte, da, 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 da. Adică le nimerești, e vorba de această comunicare pe, exact, care ai tu cu cărțile. O comunicare subtilă. Ce care frumos. Este, da. Fecioara, pentru Fecioară o să fie un an de tranziție și pentru Fecioare și Fecioarele vor pune accentul în acest an pe călătorii, deci Fecioarele vor avea șansa să călătorească poate mai mult decât au făcut-o în anul anterior. Pe zona aceasta de educație, tot așa de deschidere către spiritualitate, tot ceea ce, și în același timp ele vor lucra foarte mult la schimbarea sistemului lor de credințe. Credințe, convingeri, adevărul personal, da? Vor lucra intens în această zonă. Jupiter va transita și el zodia Taur, am spus, din 16 mai, deci practic se va ajuta. Jupiter știi că este guvernatorul săgetătorului, care este legat de străinătate, deci practic va impulsiona aceste călătorii pe care fecioarele le pot face din a doua parte a anului, deci va fi și această predispoziție mult mai impulsionată. Și nodurile se vor schimba pe vibrația berbec-balanță din 12 iulie și pentru Fecioare vor veni teme de destin legate la fel de zona materială. Practic banii lor, ce bani câștigă ei, cum își investesc banii, investițiile pe care le fac, tot ce ține de credite, împrumuturi, deci dacă au nevoie de credite de împrumuturi și în același timp și de zona aceasta de intimitate, deci tot ce ține de intimitate, de relațiile cu partenerul și propria lor transformare, schimbare și evoluție în acest an. Și mesajul cărților Oracol pentru Fecioare. Ia să vedem, pentru Fecioare, să fie atente la semne. Deci fecioarele știi că sunt fecioara, zodia fecioară e pe axă cu peștii și sunt zodii foarte intuitive, da? Țin foarte mult, sunt foarte conectate la intuiție și atunci fecioarele ca mesaj să fie atente la mesajele pe care le primesc, semne, sincronicități, vise, fiindcă s-ar putea să primească mesaje interesante. Pentru balanțe,
Da, balanțele, la fel am spus că balanțele vor trăi și ele un an de destin, în special din a doua parte după 12 iulie și vor pune accentul pe eliberarea aceasta de bagaje karmice, reconfigurarea intimității, transformare, tot ce ține de banii altora, s-ar putea balanțele să aibă niște, să spun așa, să primească niște bani din moșteniri, din partaje, pensii alimentare, da? Dar în același timp pensii să, speciale, dar în același timp să și plătească taxe, impozite. Da. Care sunt atașate, da? Normal. Așa, Jupiter va tranzita și el zodia Taur din 16 mai, deci va aduce și aici în acest domeniu probabil puțin noroc, da? Atenție la expansiune, ce expansionează, da? Taxele sau impozitele sau banii pe care îi primesc de la partener, dar poate să fie și un an de transformare și de evoluție pentru fecioare, foarte important. Și vor avea de lucru balanțele foarte mult în zona aceasta legată de relația cu ele versus relația cu ceilalți, fiindcă o să fie și nodurile pe axa berbec-balanță și îți dai seama, casa a șaptea, casa parteneriatelor va fi în berbec, în zodia opusă și vin teme legate de această oglindire cu partenerul. Teme karmice, cum mă înțeleg cu partenerul, dacă acesta este partenerul pe care îl doresc sau care este tiparul partenerului pe care mi-l doresc și se poate lucra pe această temă. Deci balanțele știi că ele nu pot să stea singure fără partener, așa încât va urma un an și jumătate foarte activ pentru ele pe zona aceasta relațională. Se vor elibera poate de relațiile care nu mai sunt bune, care sunt toxice și poate vor intra în alte relații mult mai benefice. Și mesajul este visare sau vise, da? Deci să fie și ele atente la ceea ce visează. Uite, aici este un tigru, da? Da, e un animal de putere. Deci au acolo pe cineva care le ghidează. Da, le ghidează, da? Și să fie atente și balanțele la visele pe care le au în acest an. Am spus că anul acesta o să fie un an, am spus, în vibrație de pământ și apă, deci foarte multă intuiție. Cred că noi toți trebuie să fim foarte atenți la intuiție, la vise, la lumea aceasta nevăzută pe care nu putem să o atingem, dar care este lângă noi. Dar în primul rând trebuie să credem că există această lume nevăzută și să îndrăznim să o atingem. Da, cumva. Să îndrăznim să o atingem, să o simțim. Păi da, și să o simțim. Da. Să o înțelegem, să o simțim și să punem în aplicare. Așa este, fiindcă sunt foarte multe lucruri acolo care pot să vină, multe daruri pe care putem să le primim de acolo. Scorpion. Pentru Scorpion a fost un an dificil, anul care a trecut, și în continuare va fi un an de destin. Vor continua și Scorpionii să pună accentul pe eliberarea aceasta de bagaje karmice, cel puțin până în 12 iulie, și în același timp pe transformare și evoluție, parteneriate de orice fel, deci și la ei foarte mult accentul pe parteneriate, da? Fiindcă avem axa Taur-Scorpion, îți dai seama. Zodia Taur este în casa a șaptea la Scorpion și atunci totul va fi focalizat pe relații. Deși Scorpionii vor fi cei care vor lucra foarte puternic cu relațiile, cele în care sunt, cele în care doresc să intre, poate sunt persoane care sunt singure, că nu toată lumea este într-o relație, dar vor continua și în acest an să vadă ce să facă, cum să facă sau care este profilul partenerului pe care și îl doresc într-o relație. Jupiter va continua și el să tranziteze zodia Taur și va pune și el accent aici pe zona aceasta a parteneriatelor. Poate va inflama o serie de discuții cu partenerul. În același timp le poate da Scorpionul mai multă înțelepciune. Da? Să fie mai înțelept în dorințele lor, fiindcă știi că Scorpionii doresc, sunt foarte conectați la dorințele lor, eu doresc, eu vreau, și să vadă ceea ce doresc. Poate își mai schimbă din aceste dorințe.
pe aceste eclipse, pe axa aceasta balanță berbec din data de 12 iulie. Atenție, pentru ei o atenționare specială, pentru Scorpion, vin teme legate de probleme karmice, probleme de sănătate, să fie atenți la sănătate, adică dacă apar semne, dacă nu se simt bine, să ducă la doctor, să își facă controle. Să aibă atenția sporită. Exact. Și în același timp, nu numai pe sănătate, și muncă, fiindcă știi că dacă te duci la servicii, sunt înclinați foarte mult să muncească foarte mult, da, asta creează să-și stres, încărcă foarte mult, exact, să-și încărcă foarte multe teme, da, și atunci să fie și atenți cu acest echilibru între viața profesională și viața personală, fiindcă sunt mai, să spun așa, mai predispuși către îmbolnăvire, boli și alte lucruri pe care pot să le aibă în acest an. Și să fie atenți. Dacă apare ceva, să fie pe fază. Și mesajul pentru Scorpion este... Ia să vedem. Mesajul pentru Scorpion este casă, home. Da? Deci să fie... Da, să fie acasă, să fie cu gândul acasă, da? Și... să fie, deci apropo de acest echilibru, am spus, să fie atenți la rutina zilnică pe care o au, da, și la timpul pe care și la locul ei, și la timpul ăla de calitate. Exact. Cu ei acasă. Cu ei acasă, da. Exact. Să se liniștească. Exact. Contează foarte mult, o să conteze foarte mult. Săgetătorii, pentru săgetători este tot un an de consolidare, este un an de muncă, de relaționare, ei vor munci foarte mult în acest an, da, o să muncească foarte mult, foarte multă rutină în viața lor, foarte multe relații pe care o să le aibă cu colegii de muncă, cu șefii lor, își vor pune în aplicare toate aptitudinile lor, deci tot ceea ce știu ei să facă mai bine, ca să și câștige mai mulți bani. Jupiter va tranzita și el zodia Taur, va da și mai multă putere de muncă, dorință de afirmare la muncă. Deci poate ăștia chiar o să tragă cu săgeata tot anul. Și mai sus. Da, fiindcă vor să dorească poate să și evolueze în carieră și să demonstreze. Aha. Să demonstreze șefilor, să demonstreze colegilor că ei pot și mai mult. Dar și ei, atenție, și prea multă muncă, revenim și la sănătate. Și ei trebuie să fie atenți la sănătate, da? Că prea, prea multă muncă nu este bună niciodată. Când se schimbă axa nodurilor pe axa berbec-balanță, vor și socializa foarte mult și în același timp se vor mai, știi că ei sunt mai iubăreți așa, da. Și atunci vor dori poate să iasă mai mult, să cunoască noi persoane, la întâlniri din acestea, de dating, da? Iubirea se va activa foarte mult de acest sector, poate de iubire. Relațiile cu copiii vor fi în atenția lor și în același timp și relațiile cu cercurile lor de prieteni și persoanele cu care relaționează, networking, relațiile sociale. Și hai să vedem o carte pentru săgetători, un mesaj de la cărțile Oracol pentru ei. Ia să vedem, pentru săgetător, curaj, ia uite. O carte de curaj le spune săgetătorilor, continuați mai departe, așa că bine. Este bine. Da. Ei au avut o perioadă în perioada aceasta 2021, când a fost nodul sud la ei acasă, a fost o perioadă de încercări, dar acum vezi, a trecut această perioadă și acum este un an de consolidare, ei își văd mai departe de treaba lor. Deci e ok pentru ei. Hai să vedem capricornii. Pentru Capricorn, uite, o chestie foarte interesantă mi s-a părut la Capricorn, că pentru ei este un an mai de relaxare. Îți dai seama, Capricorn, știi că ei trag și muncesc și ei tot timpul vor să fie primii, să urce stâncile și să demonstreze că ei sunt cei mai buni. Anul acesta, ca temă, este foarte mult legat acest an, tematic, de casa a cincea. Și casa a cincea este o casă care te conectează la iubire, deci mai mult
atenție către ei, către copilul interior, iubire către copii, dacă au copii sau dacă nu au copii, poate vor dori să, să procreeze, da? Și în același timp, dacă nu sunt într-o relație, vor căuta un partener și vor căuta mai mult timp liber și mai multă relaxare. A, bravo! Bravo. Ceea ce nu e rău, știi, nu foarte bine. Rău. Tu ești un exemplu foarte bun de îmbinare a muncii cu relaxarea, nu? Da, eu sunt vărsător. Tu ești vărsător, dar deci eu dădeam vărsătorul. Eu dădeam ca exemplu. Deși sunt la începutul vărsătorului, așa că poate am influențe și din Capricorn. Exact, și asta poate să fie, da. Da, Jupiter în tranzit prin zodia Taur, bineînțeles că va amplifica și aceste dorințe, dar vor munci foarte mult, probabil că vor fi perioade foarte intense pentru Capricorn, în care vă spunem, gata, acum muncesc tractare, după aceea își vor lua o vacanță, un city break. Un dolce farniente, așa. Da, exact. Ceea ce nu este rău, pentru odată cu schimbarea nodurilor pe axa Berbec-Balanță, ei se vor vin teme legate de destin, legate de carieră, deși la ei focus pe carieră versus acasă. Deci vor vedea cum își gestionează problemele legate de familie, situația locativă, da? Poate vor dori ca să își schimbe casa, să-și amenajeze, să-și reamenajeze interiorul sau vor fi nevoiți poate să facă niște schimbări, să se mute, să se relocheze legat de carieră. Și hai să vedem mesajul cărților oracol pentru Capricorn. Mesajul cărților oracol este tentația. Am vorbit de iubire, nu? Ce tare, da, nu? Exact. Deci foarte tare această carte. Adică, iubirea ca iubirea, dar ai grijă. Vor fi și foarte și multe tentații. Ispite. Aha. Vor fi și foarte multe ispite, așa este, da. Dar vor face față. Normal. Hai să vedem vărsătorii. Yeah. Da. Ei, uite că la vărsători este un an de transformări, de schimbări în viața de familie și în domiciliu, în tot ceea ce ține de activitate, da, de casă. Deci, mai lovit! Da, deci așa. Marcajul acesta pe Taur, deci poate să aducă schimbări legate de relațiile de familie, tradiții, mamă, strămoși, da, viața de familie și domeniul imobiliar. Deci tot ce ține, deci poți să te muți, da, sau poți să-ți faci niște schimbări acasă. Ok, mai merge. Poate în relațiile de familie, poate să fie, nu știu, o reuniune pe care o faceți în familie, o sărbătoare foarte mare pe care o faceți. Deci o atenție sau un focus mai mare pe familie, da. Poate să te întâlnești mai des cu mama, cu tata. Mai degrabă asta, pentru că am avut ca invitat pe Adam Stavarache, numerologul, care mi-a spus că eu am în harta mea, cum se cheamă ea? Numerograma ta. Așa. Am niște chestii karmice pe care trebuie să le vindec, și sunt mai mult focusate pe ideea de familie, mamă, tată, soră. Deci probabil că asta ar trebui focusul mai mare pe Am reținut asta oricum și super. Chiar lucrez la asta. Vezi cum se leagă lucrurile. Da. Și atunci vine și Jupiter. Oricum Jupiter aici poate să aducă mult noroc și multă beneficitate. Apropo de lucrurile astea, sau poți să-ți cumperi ceva frumos într-o casă. Nu îmi spune asta, te rog frumos, că eu cu shoppingul. Eu pe tocmai de asta ți-am spus ceva. Eu așa sunt din domeniul ăsta. Atenție că Jupiter știi că este cu prea excesele, mult, prea da? Puțin, prea, da, 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 da. Dar s-ar putea ca să simți această nevoie. Vreau să schimb ceva, vreau să-mi cumpăr ceva așa mai luxos, mai da, în trend. Vreau să-mi schimb mașina, da. Și chiar anul ăsta vreau să fac lucrul ăsta. Da. După aceea, eclipsele acestea pe... asta este foarte faină. Eclipsa pe axa Balanță Berbec va fi în zona caselor 9-3, adică călătorii. Deci vei călători și tu tot anul. Fără or număr. Să fie, da, și călătorii pe distanțe scurte și călătorii pe distanțe lungi. Da? Da. Deci astea or să fie la ordinea zilei. Așa că e perfect. Pregătește-ți valizele, geamantanele. Sunt deja la ușă. Sunt deja la ușă, exact, da. Și nu numai asta,
tot ceea ce ține de curiozitatea ta, da, de a descoperi, de a vedea noi lucruri, de a vedea noi oameni, de a te întâlni cu noi oameni, exact. Ce frumos! Da. Abia aștept deci, să văd cartea. Super, super! Hai să vedem cartea. Am emoții acum. Ți-am zis, este și ziua mea pe 23 ianuarie, mai o e să, puțin. O să-ți extrag că... o carte separată vrei pentru ziua ta. Vrei tu să-i extragi o carte? Să nu, dar deocamdată să terminăm cu zodiile, da, că suntem în energia asta. Ah, ce carte frumoasă! Alchimie! Deci transformare, schimbare. Aha. Deci, wow. Foarte frumos. Super. Asta cred că o iau acasă cu mine. Da, o să fac poză. Îmi faci o poză. Da, exact. Vezi, aici ai și un ceva, nu știu ce este, ca un nu este un glob de cristal, este ca un vas, da, din care iese ceva, nu? Așa văd eu. Da, îți spun eu, este tinerețe fără bătrânețe. Așa, exact. Elixirul tinereții. Al tinereții, exact. Asta este spiritul meu spiritul pe care îl țin în exact palme. Superbă și... Superbă cartea. Nu? Ce superbă, frumos. Superbă cartea, da. Seamănă cu tine. Da, trebuie să mă fac brunetă, da, mă rog. Da. Ca vibe. Ca vibe, da, da. Ca da. Vibe. Așa. Bun, hai deci vărsătorii și... mei au să avem un an bun. Un an bun, da. Și ultima zodie, peștișorii. La peștișori, îți dai seama, eu vorbesc în numele meu un an de relaționare. Deci o să vorbesc, o să comunic, relaționare, comunicare, la fel, agitație, deplasări pe distanțe scurte. Deci asta o să fie, o să fie tema acestui an, deplasare a mass media în zona aceasta de vorbit, de scris, de citit și așa mai departe. Jupiter la fel va tranzita și el Taurul din 16 mai, va amplifica. Deci după 16 mai să te ții ce va urma. Așa, și axa nodurilor, așa aici e foarte interesant, fiindcă axa nodurilor se va schimba din 12 iulie pe axa Berbec-Balanță și va veni pe axa financiară și la mine. Da, la pești. Deci în zona financiară, bani. Da, domeniul financiar, resursele financiare pe care le-am, investițiile pe care peștii le pot face. Peștii sunt prieteni cu banii, așa că va fi un an, poate să fie un an financiar bun. Și eu mă așteptam că banii le trec așa printre degete, precum peștii prin apă, știi? Și știi care este, hai ca să spun care e secretul, să-ți spun aici în emisiune, fiindcă peștii sunt foarte credincioși și peștii nu privesc banii ca pe un lucru fizic. Ei sunt foarte conectați la energia banilor. Da? Ei privesc banii ca pe o energie și atunci privind ca pe o energie... Și cum energia circulă. Exact, și energia circulă și tu dacă crezi că această energie, da, îți face bine și te ajută și meriți, o să-i și primești. Da. Da, eu spun din propria experiență această... Mie tocmai ce-mi spunea Luminița, că are pagina de Instagram, pagina de TikTok, da, canalul de YouTube și pagina de Facebook și mi-a spus că pe TikTok a avut 1000 de persoane noi care urmăresc doar pentru că am început să faci horoscopul, ai făcut horoscopul. Deci iată că lumea este atrasă de zona aceasta. Ne place să știm ce o să ni se întâmple. Da, o carte foarte interesantă pentru pești. Autosabotaj. Deci să fie peștii atenți ca să nu se saboteze ei. Apropo de sistemul de credințe. Deci am spus, contează foarte mult la pești să aibă încredere în ei. Deci dacă au încredere în ei, pot să depășească orice obstacol. Dacă nu, uite, apar... Dacă încep să aibă semne de întrebare... Apar demonii, umbrele. Deci aici e mare atenție. Da, mare să aveți atenție. Încredere în voi, peștișorilor, că... Viața e frumoasă. Așa este, viața e frumoasă. Ce frumos. Pare așa, după cum ne-ai spus așa horoscopul, pare interesant pentru fiecare zodie faptul că cam la fiecare e chestia asta cu retrospecția interioară, da, cu descoperirea interioară, exact, cu dezvoltarea asta spirituală. Și este exact ce spuneai tu la începutul emisiunii, că anul acesta este un an în care noi, de fapt, trebuie să o luăm mai încet și să ne exact să lucrăm facem cu această noi curățare. Să lucrăm cu noi, dar fiindcă făcând această curățare e vorba de acel proces alchimic. Da? Dacă revenim la
la vărsător. Deci este acea alchimie pe care trebuie să, cu care trebuie să lucrăm în interiorul nostru, fiindcă urmează o altă vibrație. Și atunci această vibrație ar trebui să vină pe un teren gata curățat, gata pregătit. Da, corect, da. Aș vrea acum să extrag din acest set, care este un set magic, se numește Magical Dimension. Așa. Să extrag o carte pentru acest an, da, la modul general. Da, te rugăm, să vedem. Cartea pentru anul 2023. Pentru anul 2023, da. Cartea magică. Cartea magică, da. Deci acesta să înțeleg este că... un set mult mai special, așa, pe care îl folosesc. Mi se pare mie să ai pentru prima oară. Nu. Nu? Nu este. Era bine ambalat. Da, e foarte bine ambalat, da. Și hai să vedem care este mesajul pentru noi toți, mesajul așa general pentru noi toți, pentru acest pe an. Care îl primim de la univers, de la pe stele. Care îl primim de la univers, da, mesajul nostru pentru noi toți, pentru anul 2023 și mesajul pe care îl primim, da, este iertare. Avem nevoie de iertare, spune aici, renaștere, regenerare și iertare. Deci este acest proces pe care, așa cum am zis, acest proces alchimic pe care îl avem de făcut în acest an. Deci trebuie să lucrăm cu noi, trebuie să lucrăm cu umbrele noastre, să lucrăm cu demonii noștri, ca să putem să renaștem. Să ne vindecăm. Și să putem să ne vindecăm. Rănile. Exact. Apropo și de setul acesta de cărți din care am extras, care se numește Heal Yourself. Deci vindecă-te. Vindecă-te. Da. Este un an? Da. Deci hai să parafrazăm. Este un an de tranziție, dar este un an de vindecare. Da? Este un an în care ne pregătim pentru o renaștere. Și o altă vibrație. Și o altă vibrație. Ce frumos! Aoleu, a trecut o oră deja. Nu știu când a trecut. Nu știu nici eu când a trecut, pentru că am fost numai ochi și urechi la tot ce ai spus tu. Ai zis că vrei să tragi o carte și pentru mine cum de ziua mea cum și cu asta o să terminăm această emisiune în care, iată, aveți o grămadă de informații de la Luminița Ristea pe care puteți să o urmăriți pe pagina de Instagram, Facebook, TikTok, Astrolog Luminița Ristea și canalul ei de YouTube, Astrolog Luminița Ristea. Așa cum vă spunea și ea, puteți să o urmăriți online, dar puteți să intrați și la niște consultații pe Zoom cu ea, pentru că este foarte importantă această unicitate pe care o avem fiecare și trebuie să ne regăsim fiecare drumul nostru, drumul karmic, drumul destinului nostru. Cu cât avem mai multe informații despre noi, cu atât știm să ne bucurăm de viață. Nu numai să ne bucurăm. Eu spun așa, având informații despre noi, putem să facem alegeri înțelepte. Da, alegerile care sunt bune pentru noi. Exact. Da. Hai să vedem. Ia să vedem. Ce mesaj primim pentru tine? Wow! Nu pot să spun cât de frumos este portalul celui de-al treilea ochi. Deci îți dai seama? Este vorba asta de viziune, da. Viziune, da. Claritate și clarvedere. Deci tu o să lucrezi pe zona spirituală de a-ți expanda, să spun așa, abilitățile pe care le ai. Ai treabă. Foarte multă treabă și mă bucur enorm de mult, Luminița, că ai fost alături de noi în această seară. Mă bucur enorm de mult că eu fac parte din această familie, emisiune egal familie pentru mine. Eu nu pot să fac un proiect în care să nu am încredere totală în oamenii cu care lucrez și în cei care ne urmăresc acum, care de fiecare dată, la fiecare like sau comentariu, eu mă bucur ca un copil, pentru că simt că poate am făcut puțin bine în viața unui om, știi? I-am trezit puțin conștiința sau le-am oferit niște subiecte interesante, invitați care vin cu experiența lor de viață și cu experiența lor profesională, ca să le aducă un strop de bucurie, de fericire, de conștiință, de trezire, de sănătate mentală, pentru că avem nevoie să ne conectăm unii cu alții, dar așa, este exact cum ai spus tu, pe un teren deja. Adică să facem curățenie, eu asta, da. În Ego Life, asta facem, facem o curățenie și pe urmă mai punem așa cărămidă peste cărămidă și construim ceva frumos aici. Și ce mai spun eu, este important să vedem lucrurile din mai multe puncte de vedere. Da, deci noi ca persoane suntem ca un diamant și fiecare fațetă pe care o lucrăm, că lucrăm prin astrologie, prin numerologie, nu știu,
prin Reiki, prin orice altă, prin orice altă metodă, fiecare fațetă ne ajută să ne înțelegem mult mai bine. Și să strălucim, exact așa, da, cum strălucește exact, un diamant. Exact. Mulțumesc mult de tot! Eu îți mulțumesc pentru invitație! Să aveți o săptămână frumoasă, magică, și nu uitați că destinul este acolo, în mâinile voastre, și trebuie să șlefuiți așa la el. Seară frumoasă!